înregistrarea, că trebuie să mi-o pun lecția. Deci, în timpul unei partide de șah folosim diferite elemente tactice ca să obținem avantaj. Cum ar fi? Atacul dublu, legare, atacul liniar, șahul prin descoperire, șahul dublu, da, matul pe ultima linie. Dar astea sunt elemente tactice, ca să spun așa, de bază și de obicei majoritatea jucătorilor cât de cât bunicei în șah, da? Deci care au trecut de primul stadiu de mutare a pieselor, deci majoritatea jucătorilor cunosc aceste elemente tactice de bază și nu prea pot să-i prinzi. Și astăzi vorbim despre un element tactic care trebuie să ți-l construiești, da, Daria? Nu. Deci vorbim despre baterie. Bateria se realizează cu două piese cu rază lungă de acțiune prin care noi le punem pe aceeași diagonală, aceeași linie sau aceeași coloană. Deci piesele cu rază lungă pe acțiune într-o partidă de șah sunt dama, cele două turnuri și cei doi nebuni. Piese cu rază lungă de acțiune sunt acele piese care se pot deplasa cu ușurință de pe un flanc pe altul, da? Și să ne uităm la această primă poziție, că vreau să înțelegeți cât mai bine și cât mai logic. Vorbim pentru prima dată despre bateria damă nebun. De exemplu, aici, ca să punem damă și nebun pe aceeași diagonală, această diagonală B1-H7, avem două posibilități. Ori să jucăm damă de 3, ori să jucăm damă B1, da? Hai să zicem că jucăm damă B1, da? Și amenințăm, practic, să-i luăm acest pion cu șah. Automat negru va juca acest cal la F6, iar când noi zicem, hai să-ți atacăm acest apărător, deci vrem să ți-l, ca să spun așa, să ți-l batem și pe urmă să batem la H7, negru va juca foarte simplu H7, H6, și în momentul când batem și el bate și dăm acest șah, obținem ceva după rege H8, n-am obținut nimic. Ba chiar am dat perechea de nebuni. Nu-mi place. Și atunci vreau să țineți minte următorul lucru, că de asta începem cu ceva foarte simplu ca să înțelegeți. Întotdeauna când faci baterie damă nebun, 99% din cazuri bateria este periculoasă cu dama în față. Deci damă de 3 este răspunsul corect. Și acum, ia uitați-vă la cal F6, dacă negru aplică același principiu, da, îi joc nebun G5 și acum dacă el îmi face greșeala asta grosolană, pur și simplu când îi bat calul, pe urmă îi dau mat. Păi dama în față. Deci nu mai are la dispoziție câmpul H8, da? Deci practic aici, ca să spun așa, observați un lucru, el ca să... Da, Daria. Păi nu văzuși? Exact asta ți arăta acum. Cât mai clar poți să-ți explic de atât? Deci când dai cu nebun în față, dai un simplu șah. Regele se mută alături. Nu e mat. Dar când dai șah cu dama la H7, nu mai are rege H8. Deci practic el aici... Deci eu efectiv cu albul aici am amenințare. Nebunea pe F6 și singura lui apărare este să joace G6. Dar în momentul când joacă G6, această rocadă devine rocadă tip cazemată. Unde trebuie să-i stea acest nebun? Aici. Nu zic că e albul câștigat aici. Dar stă mai bine. Datorită faptului că nebunul ăsta stă prost la E7, în loc să stea aici la G7, da? Ați înțeles marea diferență la baterie damă-nebun cu cei mai periculoasă bateria? Cu dama față, nu cu nebunul, da? Următorul exemplu. Ne uităm aici. Aici, pur și simplu, vorbim despre baterie tun-tun pe coloană deschisă. Albul pur și simplu mut aici. Deci, observați în această poziție, ne uităm, siguranța regilor, zici, ambii regi sunt siguri. Cine e la mutare? Albul e la mutare. Structura de pion cum este? Cine stă mai bine din punct de vedere al structurii de pion? Clar că albul, da? Albul n-are decât două insule de pioni. Asta e una și asta e a doua.
iar negru are 3 insule, pentru că are și acest isolan, da? Deci insulele negrului sunt acestea, 1, 2, 3. Și în plus și albul și la mutare, și în plus are și perchea de nebuni. Și după această mutare simplă, turn de 2, H2, pardon, pur și simplu pierzi un pion. Deci baterie, turn, turn. Observați? De ce? Pentru că amenin să-ți bat calul, da? Și pe urmă să-ți bat în H7. Deci, de exemplu, merge H6 aici. Nu, cu atât mai mult. Nebunea pe F6, G-a pe F6 și turnea pe H6. Nu numai că ți-am câștigat un pion, ți-am făcut și pe ăștia dubli și isolani, da? Și dacă stai să ne uităm, deci aici, dintr-o dată, veți vedea că negru este puțin în... puțin, dar e în dezavantaj. Dacă... ce credeți că poate să joace negru cel mai bine aici? Cine îmi dă o idee? Ca să... ca eventual să nu piardă un pion, cel puțin în prima fază. Păi n-auzi la pion H6, exact asta să arătai până acum. Nu ești deloc atent. Nebun, F6, G6, tu H6. Cum nu l-ai pierdut? L-ai pierdut complet. Nu, de fapt, să știți, uitați-vă ce înseamnă că asta e partidă de jucători. Uitați ce joacă negru aici. Turn E6. De ce? Pe ideea, păi nu, păi stai un pic. Dacă bat acum, el bate, nu-și mai strică structura și dacă eu acum zic, mamă, îți bat și pe ăsta, el pur și simplu joacă rege F8. Într-adevăr, deci rege F8 nu poate să-ți bată direct aici, că ar fi mat pe H8. Într-adevăr, el a luat un pion. Dar e superioară această variantă pentru negru. Este negru pierdut aici? Nu prea e pierdut, dar totuși e în dezavantaj. După F4, poți să spui că albul stă la câștig. Deci am văzut în acest caz o baterie turn-turn. Da? Ia să ne uităm un pic aici. Este un joc de mijloc. Asta e din siciliană, varianta dragonului. Edi, te rog frumos, uite, dar te ia mâna de pe piese și la, că le bâzâie așa, Edi. Dacă ne uităm la siguranța regilor, amândoi regi par în siguranță. Dar să știți că regele negru nu prea e totuși în siguranță. De ce? Dacă, deci la mutare este alb. Dacă vă uitați la mărimea armatelor, veți vedea un lucru. Negru are un pion în plus. Dacă îl are în plus pentru că l-a pierdut, adică a fost tântălău sau așa a vrut el? Așa a vrut el. El practic a sacrificat acest pion de la H2 numai ca această tură să fie pe coloană semideschisă. Deci efectiv acum eu cu albul pur și simplu am atac la acest rege. Care e piesa de rezistență în apărarea regelui negru? Cine? Nebunul de negru de la G7. Deci, piatra de temelie a rocadei negre ca apărător este acest nebun de la G7. Și bazat pe acest lucru, ce v-am spus eu? Întotdeauna pentru alb este bine să schimbe nebunul lui pe nebunul negru? Da. De aceea albul joacă nebun H6 aici. Și aici negru o greșește. Dar vedeți că o greșește într-un mod care este foarte de înțeles. Vă rog să mă credeți, pentru că normal asta ține și de pregătirea de acasă. Deci normal, cea mai bună mutare pentru negru aici, știți care este? Nebun H8. Da, să-ți dau calitate. Dar ți-am luat deja un pion. Deci o să rămân cu o piesă ușoară și un pion pe calitate. Dar în continuare rămân cu nebunul ăsta aici. Deci după nebun F8, damă F8, într-adevăr, stai cu albul puțin mai bine, dar nu ești câștigat. Atacul tău nu mai are șanse de izbând aici. Sau dacă are, le are foarte redus. În schimb, negru aici, săracul, joacă calea pe departe. Pe ideea, după damă de 4, să poată să bată în H6 și să bați cu turnul și să nu mai poți să vii cu dama la H6. Și de fapt asta e o greșeală.
Într-adevăr, este o greșeală care este arătată de calcul, pentru că aici, surprinzător, albul îi bate nebun. Și zici, pe bine, bine, dar ce se întâmplă aici? Și ce vede negru aici? Aici negru cade pe gânduri puternic și vede următorul lucru. Dacă cumva îi bate aici, în continuare, la B3, urmează damă H6, un mat imparat. Pentru că următoarea mutare am să-ți bat calul și pe urmă îți dau mat la H7. E simplu? Deci, efectiv. Și atunci am partidă, săracul negru aici a bătut nebunul ăsta. Da, dar acum pică sub atac complet. Ia uitați. Șah. G5. Deci nu mă interesează acest turn. Atacul meu decurge foarte, foarte lin. Poți să pleci cu acest cal de aici? Nu, că îți dau mat la H7. Deci, să zicem, cale 8, dam în H7 mat, da? Mate. Dar negru zice aici, ha, ha, păi da, dați închid. Deci avem aici o baterie damă turn, cu dama în față, da? Și negru zice, păi da, dați închid bateria asta. Și asta joacă în partidă, da? Ce urmează aici? Turnia pe H5. Ia spart păturica, ia spart tot. Deci, deși la prima vedere albul are armata mult mai mică, atacul lui se desfășoară cu o viteză nemaipomenită și îl face praf. Ce jucați aici cu albul? Cine îmi spune? Bazat pe faptul că nebunul ăsta al meu încă nu a dispărut. Ieși așa. Ești mai la H7? Da. Poți să bați așa? Nu, că pionul ăsta e legat. N-ai decât să bați așa, da? Da, dar ți-au cu șah. O să-mi bați dama? Nu. Rege H8. Șah. Rege G7. Șah. Rege H7. Șah. Mat într-o mutare. Mate. Mă interesează pe mine că tu ai dita mai armată mai mare? Nu. Deci regele tău a fost făcut praf. Deci aici, în acest exemplu, am văzut clar o baterie damă turn. Dar să știți că, de fapt, ia uitați-vă un pic. Ăsta, exemplul de dinainte, este chiar o poziție cât de cât teoretică, să știți. Contează foarte mult pregătirea de acasă. Eu o cunosc, știți de ce? Pentru că și eu joc dragonul la negru. Deci eu dacă aș fi intrat în poziția aia, mi-aș fi păstrat nebunul. Nebun H8. Aș fi zis, ia-mi tura, asta e. Decât să iau mat, cum a luat săracul negru aici. Dar aici, ia uitați-vă la bateria asta. Pentru că asta vreau eu să vă spun. Dama în fața turnului nu este prea tare, totuși. Ăla a fost un caz. Fericit. Dar aici, ia uitați-vă, deci albul are dita mai baterie. Pe coloana G. Dar dama e în față. Păi îți poți permite tu aici să joci dama ia pe G7? Nu, că pierzi prea mult după calea pe G7, turnea pe G7, nu mai ai niciun mat și dama ta a zburat de pe tablă. Dar ia uitați-vă invers. Aceeași poziție, doar că inversai dama cu turnul. Păi acum merge turnea pe G7? Cum să nu meargă? Păi mai poți să-i bați turnul, nu, că-ți bat cu dama, ești mat. Și atunci, ăsta în disperare de cauza... Deci a văzut încă o dată, toată lumea, vedeți. Calea pe G7, dama în G7, mat, da? Mate. Și atunci, săracul negru în disperare de cauza, a jucat cal pe 6 aici. Pentru că, de ce a jucat cal pe 6? Eu am amenințat... De exemplu, dacă tu faci aici, să zicem, mutarea asta stupidă, îți dau mat așa. Da? Mate. Deci de aceea negru aici practic aproape că e forțat la cal pe 6. Deci nu poți să-ți bag calul, trebuie să joc cal pe 6. Să nu mai ai mat pe G8. Da, dar acum am mat așa. Mate. Deci când destriplezi în cele trei piese grele ale tale pe o coloană deschisă, nu este bine ca dama să fie în față. De fapt, veți vedea următorul exemplu, turnul lui Alehin.
Așa a intrat în istoria șahului, turnul Alekhine, după această partidă celebră. Pentru că Alekhine a inventat, de fapt, această baterie cu turn, turn și dama ultima în spate. Ăla, aia e cea mai tare baterie când este vorba de baterie, turn și damă. Deci cea mai tare baterie este cu cele două turnuri în față și dama ultima în spate de tot. Și uitați de ce a intrat în istorie această partidă, a intrat în istorie sub denumirea de Zugzwangul Nemuritor. Dacă mai țineți minte voi două precis, ați făcut lecția cu voi trei, nu am făcut-o precis și trebuie să o fac. La, vorbim despre Zugzwang. Ia, scuzați-mă un pic. Turn C2 în final. Aici Zugzwangul este acea poziție în care tu ești la mutare și n-ai vrea să fii tu. N-ai vrea să muți nimic. Deci dacă n-ai mutat nimic, n-ai pierde partida. Dar trebuie să muți și pierzi partida. De obicei, Zugzwangurile apar în final. Acest Zugzwang apărut în jocul de mijloc este uluitor. Deci, efectiv, aici, Alekhine joacă turnul de la C2 la C3. Și ăsta joacă damă de 7 sau rege F8, tot aia. Turn C2, acum vine repede cu regele, că își dă seama, damă C1. Deci dama e ultima aici. Câte bătăi am eu aici pe acest cal? 4. 1, 2, 3, 4 prin rază X. Câte apărări are el? 1, 2, 3. Și atunci era cu unica la părinți, da? Dar acum, pur și simplu, Alekhine joacă nebuna 4. Cu ce amenințare? B5. Că dacă pleacă acel cal, hai să zicem, ia uitați-o. Deci eu joc H5, negru joacă H5 din prostie, albul joacă B5 și ori unde se duce calul ăsta, câte bătăi am aici acum? 3. 1, 2, 3. Tu n-ai decât două apărări. Deci ți-aș lua un turn întreg. Și atunci săracul Nimzovici aici, ca să ajungă, să aibă timp să ajungă cu regele aici, să-l mai apere odată pe ăsta de 3 ori, pur și simplu îi dă un pion. Alekhine îl bate și acum vine repede cu regele. Alekhine iar se dă la o parte și ăsta vine cu regele și zice, hai, împingem tu aici ăsta. Acum poți să plec cu calul oriunde, că nu mai e ce să-mi iei. Dar Alekhine pur și simplu îi zice aici, să fii sănătos, mută tu. Ăsta mai mută odată, Alekhine mută din rege, ăsta mai mută odată, Alekhine mută din pion și Nimzovici cedează. De ce? N-are ce muta. Orice mut aici pierde. Deci muți regele, nu o să mai ai turnul din C7 apărat, îți împing în față. Muți calul, nu o să-l mai ai pe ăsta apărat de 4 ori, ți-l bat. Muți dama, unde, Doamne, iartă-mă, muți dama, iar din nou, dacă o muți aici, din nou îți împing B5 și iar o să am trei bătăi pe C7. Muți turnul, iar îți bat în C6. Nu ai mutări. Deci tu cu negru aici, dacă ai sta pe loc, ai scoate remiză. Dar trebuie să muți. De aceea este una din pozițiile foarte rare în șah, când Zugzwangul apare în jocul de mijloc. Deci Zugzwangul apare de obicei când sunt piese puține pe tablă. Nu cum este aici joc de mijloc cu multe piese și totuși așa este. Da? Bun. Acum, am o stimată doamnă. Bun. Practic mai avem 4 exerciții. Deci până acum v-am prezentat eu cum funcționează bateria. Albul la mutare. Cine poate propune mie o mutare la alb care să dezlănțuie pur și simplu forța acestei baterii. Damă nebun. E5. Foarte bine. Deci, practic, această mutare câștigă cel puțin o piesă, da? Edi, de ce aceste 5 câștigă o piesă?
De ce îți câștigă acest cal din Feșeasă? Poți să muți calul, Edi? De ce? De ce nu poți să mute caleul? Corect, mat. Da? Mate. Și atunci tu cum te aperi de matul ăla? Trebuie să joci neapărat G6, da? Dar în momentul când joci G6, ce joci, Edi? Nu, Edi, pur și simplu bascalul. Ce-i mână lui minciună? Când mama ta îți dă 10 lei astăzi, zice așa, Edi, dragul meu, îți dau acum 10 lei sau dacă aștepți peste o lună am să-ți dau 15 lei. Ce faci? Iei 10 lei azi sau aștepți o lună să iei 15 lei? Nu, dragă, ia ăia 10 lei. Bun. Negru la mutare. Ar vrea cu cea mai mare plăcere negrul aici, scuzați-mă, ia uitați că vă dădui și mutarea, eu pusesc în tot tabă. Deci văzură și mutarea, care fu atent. Zii rare și dacă ai fost atent. Ce mută negru aici ca să își facă baterie damă nebun cu dama în față pe diagonala? O mutare surpriză mare. Hai, ce mută? Ce mută negru aici, Edi? Nu, lasă. Hai zi, da. Da, mă, pe trei ți-o iau cu pionul. Ce, Doamne, iartă mă faci. E un simplu, simplu schimb. Eventual câștigi. Deci, da, mă, pe trei, când îți bat cu pionul, într-adevăr, o să-mi iei un pion. Șa. Și bat iar cu șa. De acord cu tine. Dar o să mă rege G3, o să rămân cu un pion în plus, dar totuși albul rămâne cu perechea de nebun, nu e bine. Exact, Alesia, foarte bine. Cal F3. Deci uitați-vă un pic la mutarea asta. Deci mutarea corectă pentru negru aici este cal F3, șac și damă. Ești forțat să bați? Da. Dar cu când bat cu dama, ești mat la H1. Imparabil. Nu? N-ai decât să dai dama pe nebun. Da, asta mai e partidă? Practic am o damă pe doi nebuni. Bun. Următorul, Rareș, cine-i la mutare aici? Negru-i la mutare? Da, negru-i la mutare. Cum sunt armatele? 2-4-6, 2-4-6, avem, suntem cu negru la mutare, avem și un pion în plus. Regele nostru e sigur, dar și ăsta pare foarte sigur, da? Dar avem un pion în plus, dar în compensație, bună ziua, bună seara, în compensație el chipurile are perechea de nebun. Ce mutați cu albul aici ca să deschideți o coloană pe care să vă faceți baterie? Zinic. Da, cu negru. Păi nu vă zici că mâna se face neagră când a punem pe o piesă neagră? Deci ce joacă negru aici? Turn de 8. Coloana de e asta, da? În primul rând, coloana de e complet închisă pentru tine. Pe ce coloană vrei să deschizi tu ca să ataci regele ăsta? H-ul! Nio! Deci coloana asta trebuie să o deschizi, Nic. Ce joci aici? Zi, Alex. Felicitări, Alex. Foarte bine. Deci, încă o dată. Acest H5 te duce pe tine cel puțin la câștig de piesă. De ce? Dacă mă retrag, oriunde m-aș retrage la H3 sau la F3, ce urmează? G4, bye bye. S-am luat nebunul. Și la H3 era aceeași chestie, nu? Deci, dar aici albul zice, păi stai un pic, eu am două bătăi pe ăsta, ce face aici? Și joacă negru aici și câștigă automat o figură și înspeță partida. Hai, zi, Edi, că văd că... Edi, când văd cum tot mestești piesele alea în mână la super avansat. Zi, Edi. Hai, prințișorul meu, ce mută negru aici și câștigă o piesă? Cel puțin. De fapt, ori câștigă o tură, ori îi dă mare. Ba nu, ori câștigă un nebun. Ori o tură, ori un nebun. Hai că îți dădui cel mai mare...
Zi, Rareș. Zi, Daria. Să-ți fie rușinică. Păi nu e aparat de damă. Te dai o tură pe... Bravo. Tac, dubu. Dăm un H7. Deci ăsta e neapărat. Ia uite de la săgeata asta. Și ăsta e neapărat. Deci n-ai decât să joci eventual turn C1. Că dacă joci G4, îți iau turnul. Aici, barem, dai doar un nebun. Da? De acord? Bun. Albul la mutare. Cine are avantaj material aici? Negru. Păi nu văd că are 3 pioni în plus. 3. Dar în compensație, uitați-vă la astea cu un dor. Și asta e, dacă ăsta ar fi aici, ar fi altă problemă, dar nu e. Cum faceți voi atac aici? Cu albul, albul e la mutare. Încercați să construiți o baterie, dar care chiar să fie, să fie vivace, ca să spun așa. În primul rând, vreau să vă întreb ceva. Damă C3 este bună? Amenismat. Nu prea e bună, care damă F6. Deci înainte trebuie neapărat să-i slăbiți păturica. Unde mutați dama aia ca să amenințați mat la G7? Deci poți să o muți la C3, dar unde mai poți să o muți ca să ameninți mat la G7? La zi. G3. Foarte bine. Deci damă G3. Păi acum ai damă F6? Nu, că-ți bag cu nebunul degeaba. Și atunci tu ca să nu iei mat aici, ce poți să joci? Că pion, bă, nu poți, că e legat. Ia uite. Corect, foarte bine. Dar acum întorc la C3. Ești mat. Că dama ta nu mai apărată de nimeni. Ați înțeles mecanismul? Deci l-am forțat să-și mute un pic păturica în speță pionul de la G1 un pas în față și pe urmă m-am întors unde vroia ea de fapt din prima. Dar încă o dată, direct damă C3 ar fi avut răspunsul damă F6. Ia să vedem dacă mai avem vreunul aici. Ăsta cred că este ultimul. Mamă, ce mari sunteți! Da. Ia, ca fapt divers, vreau să văd dacă vă aduceți aminte cel mai greu de aici. Nu. Ce joacă albul aici? Faceți turnul lui Alexi. Zi, Alexia. Turn C3. Foarte bine. El joacă damă D7. Mai departe. Turn C2. Bravo, Alexia. El joacă rege F8. Mai departe. Damă C1. Foarte bine. El joacă rege 8. Ce joci? A, nu. Stai, scuză-mă, că nu poți. Că am deja 4 bătăi pe ăsta. E forțat să joace aici. Ce joci? Corect. Nebună. Cu amenințarea B5. Da? El e forțat să joace B5, îi bat, rege aici, din nou la loc. O făcură. Exact. Păi vreau să văd cât ați reținut, că asta a fost cel mai greu. Bun. Atât pentru lecția de astăzi. Continuați-vă partidele.